Bună dimineața! E bine să fim împreună și să ne închinăm lui Hristos. Haideți să ne ridicăm. Înainte să cântăm, poate că e frumos să ne mai întoarcem un pic în dreapta, în stânga, să-i salutăm pe toți care sunt lângă noi astăzi la închinare și să-i încurajăm să-L slăvim pe Iisus, care este leul și mielul. Lăudați-L pe Dumnezeu și vorbiți cu cineva. Spuneți un salut celui care este lângă dumneavoastră în dimineața asta. Orice om îl va vedea, va frânge orice lanț în timp ce îl vom lăuda, căci El e Domn atotputernic. Iisus este leul, e leul din Iuda, El are putere să ne libereze. Toți în fața Lui se închină. Iisus este mielul, e mielul de jertfă. Prin sângele Lui păcatul a frânt. Toți se vor pleca în fața mielului preascult. Toți în fața Lui se închină. Porțile să intre regele Iisus. Celor ce scapi eliberare ne-a dus, căci El e Domn atotputernic. Iisus este leul, e leul din Iuda, El are putere să ne libereze. Toți în fața Lui se închină. Iisus este mielul, e mielul de jertfă. Prin sângele Lui păcatul a frânt. Toți se vor pleca în fața mielului preascult. Toți în fața Lui se închină. Tu ești Domn atotputernic, Tu ești Domnul meu, Tu ești Domn atotputernic, Tu ești Domnul meu, Tu ești Domn atotputernic, Tu ești Domnul Tu ești Domnul meu. Iisus este leul, e leul din Iuda, El are putere să ne libereze. Toți în fața Lui se închină. Iisus este leul, e leul de jertfă. Prin sângele Lui toți se vor pleca în fața mielului preascult. Toți în fața Lui se închină. Să-L aplaudăm pe Iisus, care este leu și miel. El este pentru noi. Doamne, îți mulțumim în dimineața asta. Din nou ne-am strâns
într-o nouă duminică dimineața și celebrăm, Iisus, ce ai făcut pentru noi. Și cât va exista timpul, Iisus, vei primi onoare, vei primi închinarea pentru că ce ai făcut tu este etern. Și sufletele noastre sunt salvate în veci. Îți mulțumim, Hristos! Mulțumim pentru darul măreț pe care l-am primit prin tine, prin moartea și prin învierea ta. Și vrem să primești închinarea în dimineața asta din biserica noastră. Hai să continuăm să-i cântăm. Ce dar măreț e Iisus Salvatorul! Salvatorul e tot ce poate cerul să-mi dea. E bucurie și neprihănire, e o dragoste ce mi-umple inima.
strigă, sunt al tău, ți-a pasit pe veci. Sunt al tău, ți-a pasit pe veci. Sunt al tău, ți-a pasit pe veci. Prea lui Hristos nu este doar pentru a ne ierta păcatele, ci lucrarea lui Hristos este și pentru a trăi veșnic în prezența Creatorului. Hristos a murit pentru noi nu doar ca să fim iertați, ci ca să fim plini de gloria pe care El o așteaptă, a pregătit-o pentru noi. Hai să ne închinăm cu Psalmul 116. Sunt 6 versete pe care vreau să le citim în acest timp de închinare despre emoțiile pe care le are psalmistul și cred că le avem noi în dimineața asta pentru ceea ce a făcut Dumnezeu. Este cineva care îl iubește pe Domnul aici? Puteți să ridicați o mână cei care îl iubiți pe Domnul? Sigur, nu suntem la școală și nu facem prezența, dar ne implicăm și cu trupul și cu mâinile și cu glasul, cu tot ce avem, pentru că îl iubim pe Domnul. Hai să citim aceste versete. Dacă vreți să le citim împreună, cu voce tare, ca un act al închinării dimineața asta, Psalmul 116. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis: Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Amin. Hai să ne rugăm, hai să ducem cuvintele astea în rugăciune și să îi mulțumim Lui că ne iubește, că ne-a ascultat glasul, că ne-a izbăvit, că Domnul ne răscumpără. Hai să ne rugăm împreună cu acest psalm.
Dumnezeu și vei domni în veci întreg pământul este plin de slavă ta. Înălțarea lui Hristos înseamnă și pocăința noastră. Poate că sunt lucruri pe care Hristos vrea să le ia în stăpânirea Lui. Hristos să fie Domn peste fiecare domeniu al vieții noastre. Hai să le rugăm ca Hristos să fie înălțat cu orice preț. Hai să le rugăm. Să continuăm să ne rugăm prin cântarea următoare, care este una profundă. Să faci o Iisuse din inima mea o harfă divină, să cânți tu cu ea. Este rugăciunea pentru transformarea inimii noastre în asemănare cu Hristos. Sunteți gata să cântăm rugăciunea asta grea? Hai să o cântăm așa cum vom putea. Să
Iisuse, din inima mea o carte divină să cânt cu ea și cor zilei sfinte. Yeah.
ține. Știu că-ți e drag, El prețul l-a plătit. El a murit pe cruce pentru mine și-a înviat din moartea a treia zi. Pe Iisus, El mi-a promis că mă va duce în cer. Și zi de zi mă va întări, știu bine, cu ce oameni.